Rudyard Kipling, Dacă, 1895. De poți să nu-ți pierzi capul, când toți în jurul tău și l-au pierdut pe al lor, găsindu-ți ție vina. De poți, atunci când toți te cred nedemn și rău, să nu-ți pierzi nicio clipă încrederea în tine. De poți să aștepți oricât, fără să-ți pierzi răbdarea. De rabzi să fii mințit, fără ca tu să minți. Sau când, hulit de oameni, tu nu cu răzbunarea să vrei a le răspunde, dar nici prin rugăminți. De poți visa, dar fără să te robești visării. De poți gândi, dar fără să-ți faci din asta un țel. De poți să nu cazi pradă nici când exasperării, succesul și dezastrul, primindu-le la fel. De poți să auzi cuvântul rostit cândva de tine, răstălmăcit de oameni, ciuntit și prefăcut. De poți să-ți vezi idealul distrus și din ruine să-l răclădești cu ardoarea fierbinte din trecut. De poți risca pe o carte întreaga ta avere și tot ce-ai strâns o viață să pierzi într-un minut. Și atunci, fără a scoate o vorbă de durere, să începe agonisala, cu calm, de la început. Iar dacă trupul tău, uzat și obosit, îl vei putea forța să-ți mai slujească încă, numai prin strășnicia voinței tale, și astfel să steie peste veacuri așa cum stă o stâncă. De poți vorbi mulțimii fără să minți. Și dacă te poți plimba cu regii fără a te îngânfa, de nici amici, nici dușmani nu pot vreun rău să-ți facă, pentru că doar dreptatea e călăuza ta. Și dacă știi să umpli minuta trecătoare, să nu pierzi nici o filă din al vieții tom. Al tău va fi pământul, cu bunurile-i toate, și mai presus de toate, vei fi un om, copilul meu.